Salutare, băi, și bine v-am găsit la un nou video. Băi, video sau o să fie puțin mai special, putem să zic. Nu o să pun web sau altceva ca să nu fiți distrași de fața mea incredibil de hidoasă și să focusați mai mult pe gameplay. Băi, mi-a venit ideea următoare. Tot am avut eu seria asta cu cum să joci, nu știu ce campion, și tot v-am impus să jucați nu știu ce campion, să ieșiți din bronz, silver și așa mai departe. Însă m-am gândit că, bă, poate chiar vă place să jucați acel campion, dar nu știți să-l jucați încă. Cum majoritatea tutorialelor sunt în engleză și nu prea, și unii dintre voi nu prea înțelegeți mulți termeni, mai ales specifici lor-ului, am zis să începem să facem o serie de asta, gen cum să ieși din bronz. Ok, bine, asta se aplică la mai multe chestii, dar cred că așa o să se numească seria, nu știu. Poate puțin diferită, habar n-am. Ok, ideea e următoarea. Nu sunt expert cu toți campionii și n-am fost vreodată și nici nu știu dacă o să fiu. Dar am două conturi în Platinum 1 și probabil o să dau și Diamond cât de curând. Așa că pot să zic că pe lângă marea parte din voi sunt destul de sus. Cum arată și statisticile, sunt undeva, mai sunt undeva 3% din toți jucătorii de pe EUNE sunt practic în fața mea. Deci practic sunt o grămadă de jucători în spate. Așa că pot să zic că sunt destul de avansat față de restul. Ok? Bun, așa, să începem. Ideea e că am ales Zed prima dată pentru că este cam printre cei mai jucați alături de Yasuo și Draven, cred. Cei mai jucați campioni de jucătorii de bronz și silver. Care, bineînțeles, sunt hardstack acolo. Ok, ideea următoare cu Zed, care este? Bun, cred că m-am spus, nu știu. O să încerc să nu editez foarte mult și să vorbesc natural, ok? Bun. Ideea e că voi jucați Zed pentru că, da, e șmechere asasin, arată frumos și dă o grămadă de damage cu ultimata. Foarte mult vă bădați pe ultimata, dar combo-ul lui din Q, din E, din WEQ, în fine, astăzi voi, dă aproape insta-kill la un moment dat, așa că nu vă bazați foarte mult pe ultimată. Ideea e că foarte mult cu Zed vă duceți sinucigași, da, într-adevăr e asasin, dar nu trebuie să bagi primul. Trebuie să ai grijă când și pe cine dai, mai ales, uite, dacă ai un milion, de exemplu, ca Veigar, da, într-adevăr, e o țintă ușoară dacă ți-a pus stun-ul, apoi dintr-un furcobo te, efectiv, te distruge. Bine, n-a fost cazul la Veigarul ăsta. Dar înțeles voi, ăsta e un meci la solo queue pe main, deci practic, nu știu cum să zic, skill-ul este destul de ridicat față de meciurile din silver. Dar voi ați ideea, trebuie să farmați cât de mult puteți, că e foarte ușor, neavând mana, nu înțeleg de ce n-ați putea să faceți farm aproape chiar perfect. Pentru că, efectiv, sunteți atenți cu Q, n-ajungeți la minionii din backline pentru că, nu știu, vă zonează foarte bine mid lane-ul advers, puteți să folosiți W, puteți să folosiți clon, așa și ungeți cu un alt Q în spate și dați la și la minion aceea. Ok, aici avem exemplu de un fight destul de complex și cred că 90% din toți mainii de Z, să zic așa, din divizii respective pe care am enumerat mai devreme, ar fi murit sau ar fi dat focus wrong. Am dat focus pe Janna efectiv pentru că avea Ardent și Ardentul e foarte broken meta ăsta, putea să-i țină foarte mult în viață pe ea, putea să ne dea knock-up în continuu cu Q și a fost un easy kill. Apoi mi-am lăsat echipa să-i curețe și eu practic am venit decât să îmi iau triple kill-ul. Bine, double kill pentru că a mai durat puțin. Dar fără Janna acolo, Vayne nu a avut protect, nu a avut suport. Am forțat-o pe Janna să-ți dea ultimata doar pentru că am sărit pe ea și efectiv, din cauza asta s-a câștigat fight-ul. Ideea e că asasin nu trebuie neapărat să-l omori pe cel mai fidat, trebuie să-l omori pe cel mai util pentru echipa adversă. Adică dacă este fidat, de exemplu, un Kog'Maw, da, și are o Lulu lângă el. Dacă tu o să dai full combo pe Kog'Maw, Lulu o să vină, o să-i pună ultimata, o să-ți dea polimorful și probabil Kog'Maw o să te bată, o să te cași pe tine. Dacă dai one shot Lulu, efectiv restul de 4 de la tine în echipă o să-l omoare pe Kog'Maw instant. Aia e de la sine înțeles. Da, într-adevăr, mai avem și meciuri în care avem echipe foarte proaste. Lasă-le pe alea. Nu-i vorba aici de meciuri decente. Dă-le dracu. Ai, nu știu, 5 meciuri maxim proaste pe zi. 5. Dar după aia sunt ok. Ok? Am zis 5, exagerez. Nu cred că ai tu 5 la rând.
am jucat în toate elo-urile, am făcut o grămadă smurfuri, le-am urcat cu un rate foarte mare până în platină. Știu despre ce vorbesc, în diviziile respective poți să crești foarte ușor, doar dacă ești atent și nu ești greedy. Efectiv, nu ești greedy. Pentru că, uite, cât am jucat aici cu Zed, nu mă avântam efectiv după kill-uri și încercam să stau cât mai poziționat cu echipa mea. În fight-uri încercam să vin cât mai mult prin spate și să reușesc să scot 1, maxim 2, iar echipa mea să-și facă treaba. Ok, cam aici cred că s-a consemnat meciul. Efectiv am stat foarte bine poziționat ca să pot să, ca să aștept ca Jax-ul ăla să-și dea tot. Oricum, am fost și Tisana destul de fi după ce a plecat după linie. Și cam asta a fost meciul la mine. Ideea e următoarea. Ce trebuie voi să rețineți despre asta? Nu știu, e primul video și habar n-am ce ar trebui să vorbesc. Nu prea mai văzut videouri de genul și chiar nu știu ce ar trebui să zic. Efectiv, eu v-am explicat clar cum mă poziționez eu, cum cred că ar trebui să decurgă meciul, de exemplu, cu Zed. Și restul vine de la voi. Nu e o porcărie să vă zic cum să vă faceți build-ul. Da, poate dacă vreți o să pun în descriere un exemplu de build, dar cred că toată lumea știe cum să-și facă un build, pentru că poate să intre pe pro builds, ce fac abilitățile unui campion, pentru că dă-le dracu, poți să le citești sau să intri în practice pool și tot îți dai seama cum funcționează un campion. Chestia asta sunt basically, ok? Dacă nu știi astea, chiar nu meriți să urci mai departe, cum a fost fail Q ăla de la mine. Altceva nu ai. Ce face diferența între un jucător de Diamond, de exemplu, și un jucător de Gold? Poate că, efectiv, combo poți să-l dai amândoi aproape la fel, ok? Da, cu mult practice poți să-l dai identic. Ideea e deciziile pe care le iei în match și poziționarea pe care o ai în fight-uri. Da, poziționarea efectiv câștigă multe fight-uri pe care tu le ai. Și cred că asta poate să te coste match-ul. În fine, cam asta a fost video. Eu sper că v-a plăcut. Vreau și o sugestie de la voi cam cum ar trebui să arate un video de genul, ce ar trebui să fac. Chiar, sincer, boys, nu știu. Eu am făcut un... Efectiv, am pornit camera și am zis să vă explic ca și cum aș explica unui prieten pe Discord cam cum ar trebui să joace cu campionul respectiv. Eu zic așa, e cel mai ok și sper că v-a ajutat. Dacă v-a ajutat, spuneți-mi acolo în comentarii și dacă mai vreți următorul video și dacă da, cu ce, ok? Cam asta a fost video, sper că v-a plăcut. Eu am fost Dani și ne auzim data viitoare, ok? Pa, pa!